Da? Da. Bun. 90 de radiere costă, hai să vedem cât costă aici noi, M. 4 din 10. 4 din 10, 6. 6. 8 din 6. 8 din 6. Nu se poate. 8 din 16. Da, 8 din 16. 8. Da, 8. 5 din... 5 din 11. Nu mai, le-am împrumutat. A, 5 din 10. Și ne dă 5. 5. 586. Hai să vedem dacă putem să simplificăm cu ceva. Păi o putem simplifica prin 2. Prin 2. 8, 0 și 6, prin 2 merge. Hai te rog. 18 împărțit la 2, 9. 9 plus 9 stilouri. 9 stilouri plus 45 radiere. 45 radiere egal cu 1. Deci, nu, egal cu 2. 2 în 5 de 2. 2 18 în 2 de 9. 9 și 3. Și 3. 293. Ia să vedem dacă mai merge prin 2 odată. Prin 2 mai merge odată? Nu. Merge doar prin 9. Prin 3. Prin 3 merge. Prin 3, 4 și cu 5, 9 merge prin 3. Da. Dar aici să vedem dacă merge prin 3. 2 cu 9, 11 cu 3... Nu merge. 14. Da, deci... În viață așa, nu am ce face, că vrea, dar asta nu vrea prin 3. Prin 5 nu merge, prin 7 nu, gata, așa rămâne. Deci, avem două relații acum. Din cele 3 care mi le-au dat noi, am muncit foarte tare și am ajuns la două relații. Să le văd pe astea două. Noi, Emi, ce mi-ai făcut? Să te țin minte toată vara asta. Am vrut să vă complic. M-ai complicat foarte tare, mult prea mult. Am să zic așa, 31 de stilouri plus 78 de radiere costă 530 de lei. Iar 9 stilouri plus 45 radiere costă 293 de lei. Am mai liniștit un pic egistiu, că numai cu 3 relații, 3 necunoscute, e 2 cu 2. Și acum trebuie iar să așezăm să fie stilou. Știu ce aleg. Știu ce aleg. Zim ce alegi. Aleg prima. Stilourile, nu? Da. Adică să mulțim pe prima cu cât? Păi acum trebuie să văd. Cu 9. Cu 9. Și cealaltă cu 31. Da. Cum făceam la... Da, când aflai un viitor român acolo, da? Ei, hai să vedem. Zi-mi, te rog. Așa. 31, 9. 9 ori 1, 9. 9 ori 3, 27. 279 de stilouri. Plus 9 ori 7, 63. 3 scriu 6 de țin. Păi, nu, 9 ori 7, 9. 72, 2 scriu 6 de țin. 9 ori 7, 63. Și cu 7. Așa. 70. 7 ori 9, 63 și cu 7? 70. Da, 70. 702 radiere costă 9 ori 0, 0, 9 ori 3. 27, 702 rețin, 9 ori 5, 45 și cu 2, 47. 47. 4770. Așa. Deci 9 ori 0, 0, 9 ori 3, 27, 9 ori 5, 4, 5, cu 2, 47. Așa, acum ce arată? 31, 8, 9, face 279 stilouri, plus... Plus... aici nu-i la fel. Aici trebuie să mulțim 45 cu 31. Da, 45. A, da. Da, 45 ori 31. Te rog. Așa, 1, 8, 5, 5, 1, 8, 4, 4, 3, 8, 5, 15, 15, 3, 8, 4, 12 și cu 1, 13. Așa. 5, 9, 3, 1. 1395. 1395. Deci,
1395 egal cu radiere, da, egal cu 293 ori 31. 293 ori 31 și ne dă 1 ori 3, 3, 1 ori 9, 9, 1 ori 2, 2, 3 ori 3, 9, 3 ori 9, 27, 7 și cu 2 rețin, 3 ori 6, 3 ori 2, 6 și cu 7, 13. Cum cu 7? Nu, stai. Cu ce era? Păi hai să luăm nou, 3 ori 3, 9. Păi 3 ori 9, 27, cu 2. Așa, 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. 3, 18, a, da, 3, 8, 8 spuneți-n, 3, 10, 0 spuneți. Da. Și 9. 9. 9083. 9083. Deci, de unde provine de la 4770, am sărit la 9083. De unde provine saltul ăsta? De la stilouri? Același număr de stilouri sunt. Nu. De unde vine? De la radiere. Deci scădem din aceste 1395 de radiere pe 702 radiere și văd cât îmi dă și fac și scăderea în partea cealaltă. Deci, practic, din asta de jos sunt scăpat aia de sus. Da. Deci, 1395 minus 702. Asta face. 5 minus 2, 3, 9 minus 0, 9, 3 minus 7 în separate și 10 minus 7, 3 cu 3, 6 și nimic, 693. 693 de radiere, da? Costă? Din asta scădem pe ala, de sus. Păi 9083 scăzut 4770. Da. De 0 din 3. 0 din 3? A, da. 3. Da. 8, 7 din 8, 1. 7 din 10, 3. Da. Și 4 din 8, 4. 4. 4313. Și acum, pe 4313 trebuie să împărțim la 693. Ca să vedem cât costă o radieră, da? La cât? Păi dacă 693 de radiere costă 4.000, o radiere cât este? Deci, păi, una radiere înseamnă 4.313 împărțit la 693. 693. Eu zic că merge de 10 ori. O să fie de 10 ori. Nu, no, e prea. De 5 minute. Stai să mai pun. 3 cu cât face un număr care se termină, deci, cu 3? Deci ca 6 în 43, de 7 ori 6, 42. Da, e aproape 7 aici. Păi 7 ori... cât se facă 40? 7 ori 9? 7 ori... Care să se termină cu 3? 5? 7 ori 6, 42. Hai să încercăm de 6 ori. 6 ori să încerc. 6 ori 3? Stați, 6 ori. 3. Păi 6... 18, da? Da. 8 și 1. 6 ori 9, 54. Și cu 1, 55. Da. 6 ori 6, 36. 60. Și cu 5? 3, 6, 5, 4, 7. 8 din 13, 5, 5 din 10, 5, 1 din 2, 1 din 2, 1, nimic. Și 155 e rest, nu se mai împarte la 693. Da. Înseamnă că mi-ai dat o problemă greșită. Eu? Da. Da, uitați-vă, deci... Stați, ce, fi, dau... ce preț ai fixat tu? Stați să vă gândesc că am făcut mai... La caiet. 3, 2 și 6. La caiet ai zis 3. Da. 3 lei. La stilou 2. Stilou 2. Și la radiere 6. Radiere 6. 6 lei.
stilou 2 lei. Bravo! Da? Așa ai fixat tu prețul de tale. Ia să vedem dacă prima relație merge. Un caiet, adică 3 lei, plus 4 stilouri, 4 ori 2, 8. Plus... Cum? Păi un caiet, da. 3 lei. Prima relație o verific. Să vedem dacă e bine un bun 65. Să-ți dai seama că e greșit, nu? Da. Deci un caiet, 3 lei. Un stilou, 2. 4 stilouri, 8 lei. 9 radiere, 6 ori 9, 54. Da, până aici am făcut bine. Da, da, da. Egal până cu... aici am făcut bine. Da, să vedem. 65. 3 cu 8 face 12. 11. 11. 11. 54, 65. 65. Da, prima relație e corectă. Da. A doua relație. Dacă una ai greșit-o, ai stricat tot jocul. Așa calculat ceva. Da, da, am muncit degeaba. Totul e muncă zadar. 3 ori 9. Deci 9 caiete, 9 ori 3, 27. Plus 5 stilouri. 2 ori 5, 10. Așa, plus 3 radiere, 3 ori 6, 18. 18. Până aici am făcut. Ia să vedem. 27, ba da, eu am făcut 10 cu 18 și mi-a dat 28. 28. Și 27 cu 28. 78, 15, 5. 55. Deci aici e bine. Și asta e bună. Da, ultima am corectat-o de două ori. Să văd? Să văd? Eu nu văd asta. 3 ori 2, 6. 6. Plus 2 ori 6, 12. Da, 2 ori 6, 12. Plus 6 ori 8, 48. 6 ori 8, 48. Acum. 12 plus 48. O face 60. 60? Da, da. 60 plus 6, 66. Vedeți că mi-a dat bine? N-am muncit degeaba. Noi am greșit. Nu, am greșit noi în rezolvare undeva la înmulțire. Dar poate acolo unde ați știut. Dar n-ai scris tu ca să mă ajuți? Da. Hai să le luăm. O, Doamne, ce am muncit de mult. Deci relații sunt bune. Da, ale mele, da. Ale voastre, nu? Ale modului în care a lucrat amândoi. Ai fost și tu lângă mine. Ei, cum ai fost aici? Aici fugi de aia spre răspundere, da? Și las totul pe umerii mei. Dar nu mai condus tu. Păi, dumneavoastră ne-am spus să facem cu numerele mele mari și acolo pot îngăși, vedeți? Mai vedem încă o dată. Deci, 3 și 8 și 9 ori 6 ori 9, 54. Și face 65. Bună! Vreau să mă întrebi să nu fie greșit, da? 3 ori 9, 27, plus 5 ori 2, 10, plus 3 ori 6, 18. Și face 28 cu 27, 55. Bun! Bun! Și 6, plus 6 ori 2, 12, 8, 6 ori 8, 48. Și aici face iar 66. Deci relații sunt corecte la tine. Ricky vă dă după... A făcut cu 5. Cum? Cu 5. Lasă că nu mai fac. A, dar se simte proful. Da, n-a pus numele mici. Numele mele nu depășesc 10. 5, 3... Dacă ne apucăm de lucru, ai văzut ce o să fie. Fă-i crimă. A, dar eu am pus numele mari. La mine nu depășește 100. La mine niciun număr nu depășește 100 de aici, de la rezultat. La momentul de compunere. Dacă ne apucăm de lucru, când mulțim acolo, va fi foarte grav. Păi, uitați, m-am uitat și eu, și nu te uita! Băi, noi mai să ne întoarcem înapoi să găsim un greșeala. Păi să vă dau alte probleme. Nu, asta trebuie să facem. Păi râde noi, cei care ne privesc. Deci, am făcut atunci... Ce am făcut? Am căutat 18, da? Aici. Da. Și 1, 9, 2, 18. Da. 18 ce? 18 ori 4, 4 ori 8, 32, 4 ori 72 stilouri. Plus 162. 9 ori 1, 9. 9 ori 8, 72. Deci 162 de radiere. Prima relație e bună. Da. A doua. Cu 2. 18 caiete. Plus 5 ori 2, 10. Da. Plus 6 radiere. Egal cu 110. Bun. Da. Și 9 ori 2, 18, 6 ori 9, 54 stilouri,
și 8 ori 9, 72 de radiere, egal cu 6 ori 9, 54, 6 ori 9, 54, 54, și cu 5, 59. Păi hai să vedem. 6 ori 9, 54, 4 și 5 reținem, da? 9 ori 6, 54 și cu 5, 54 și cu 5, 59. 54 cu 5, 59. 54 cu 5, 59. 59. Da. 6, 58. Aaa, ce-a făcut de treaba? Sigur că, da. Deci aici sunt încălcat complet de ești. Și tu mai păcăi, deci. Iubi. Ai zis 54, 58. Și acum el bătim. A, pe dumneavoastră zic și eu de fiecare dată spun da, da. Păi de ce să spui da? Păi știu că nu greșit. Cum nu am greșit? E, vezi că nu greșit. Mi-am asigurat problema. E clar, foarte clar un lucru, Noemi, că trebuie să asumi răspunderea, nu numai eu. Da, și eu. Păi, atenție, da? Dacă mergem la spânzurătoare, merge și ea. Sigur că... Așa. Mergem acum mai departe. La mine, renunțiți. Nu, trebuie să te mai îngheșiți-o mai. Și-o face și la zi, că eu nu mai vin mă. Acum. Ba, nu pot. Neapărat acum. Nu, am mai ai din asta, din asta, Noemi, am scăzut. Și ne-a dat... prima relație. Unde a fost prima relație? Păi, ce căutați? Moarte. Păi, oamenii aici pe care i-am toate. Nu, haide să le luăm complet. Prima relație, așa, 72 minus 10, noi 72 minus 10, 72 minus 10, 62. Da, 62. Uite, avem mai 62 distinuă. Plus 156. Plus 156. Da, așa am scris și eu. Da, 156. Egal cu... Scădem din 1170 pe 110 și vine 0, 6, 0, 1060. Deci prima e corectă. A doua este greșită. Scădem din 72 pe 54 și vine 4 din 12. 4 din 12, 8. 8. Da? 5 din 6, 1. 18. Da, 18, așa. 2 din 2, 0. 7 din 16. 9, 90. Egal cu, asta e greșit. Pentru că scădem 4 din 10, 6, 9 din 16. Cât face? 9 din 16. Ajută-mă. Deci 9 din 16. Deci 4 din 10, 4 din 10, 6. Da. Și 9 din 16, 7. Nu 8, 7. Așa. Iar 5 din 10, 5. 576. Da. Prima rămâne corectă, că am împărțit prin 2, 31 ies, plus 78, iar egal cu 530. Bun. Dar a doua e falsă. 9 ies, plus 45, iar egal cu 2 în 5 merge de 2 ori, 2 în 17 de 8 ori. Da. 8 ori 2, 16. 2 în 16, 2 în 16 de 8 ori. Deci, stați să mă... Deci, ia să vedem încă o dată. Deci, acolo, în loc de 586, va fi 500... Deci, 576. Da. 576. Și când împărțim la 2, Noemi, vom avea 2 în 5 de 2 ori, 2 în 7. Ricky, în loc să ne ajuți și tu, ne lași așa să ne necăjim mai noi doi. Păi. Dar te rog, urmărești și tu să nu fii greșit, să nu greșim. Împărțirea deci, 2 în 5 de 2 ori. 2 de 2 ori. 2 în 17 de 8 ori. 8 ori 2, 16. Da. Și 2 în 16 de 8 ori. 8 ori. Da. E bine, da, am modificat asta. Ia să mai vedem dacă mai se simplifică. 288. Mai merge prin ceva? Stați, nu? Cred că știu prin ce. 2... Nu, că de la un capăt la altul, Ricky. Da, știu eu, cred. 8 face 16. La 3, la 3, proful. La 3, sigur că da. Acum se parte la 3. Dar chiar la 9, cu 18 se parte la 9. Da, și la 9 și la 3. Chiar la 9, și 9 ăsta și 4, 5, prin 9 deodată. Haideți la 3, ca să fie 9 mai mare. Nu, prin 9, ca să fie mai rapid.
să fie numere mici. Și 9 împărțit la 9 face un stilou. Plus 5 radiere egal cu 9 în 28, 3 ori 9, 27. Așa. Rămâne un 1 și 8, 18. 9 în 18 de 2 ori. Da? 32. Da? 32. Da, încă o dată, Erechia. 9 în 28 de 3 ori, 3 ori 9, 27. Rămâne un 1 și 8, 18. 9 în 18 de 2 ori. Iată, a doua relație mult mai liniștită. Da. Deci acum avem două relații, le scriem sus. Pe prima o lăsăm, Noemi. A doua o adăugăm acum și vorba de un stilou, plus 5 radiere costă 32. Cum facem ca să ajungem la ce vrem noi? Știu eu. Prin prima, prin stilou. Așa, mulțim pe a doua cu 31, nu? Da. E foarte rapid. Deci vom avea 31. Nu, dar a spus acolo ce este 30 ori 9? Linia aia ori 9? Nu, aceea a fost când am gândit-o în varianta trecută. Numai... Acolo este 1. Deci aici este 1, am mulțit cu 31 și acolo cu 1. Așa, cum spui, da. Deci 31 din stilou ori plus, o copie acum, Noemi, 78 de radiere, costă 530 lei. Și mulțim cu 31 și vom avea 31 de stilou ori plus 31 ori 5, 5 ori 1, 5, la radiere, 5 ori 1, 5, 5 ori 3, 15. 155 radiere costă 32 ori 31. 32 ori 31. Și o să avem 1 ori 2, 2, 1 ori 3, 3, 3 ori 2, 6, 3 ori 3, 9. Da. 2, 9, 9. 992 de lei. 992 de lei. De unde provine saltul? De la stilouri? Nu. Stilouri același număr. La radiere. La radiere. Deci cădem din asta de jos pe cea de sus. Da. Și o să zicem 8 din 15, 7. 7 din 14, 7. 7 de 7 de radiere costă 0 din 2, 2. 3 din 9, 6. 5 din 9, 4. 462. Dacă 7 de 7... Pe minus 400. Nu, 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 că am scăzut din asta de jos pe aia de sus. Da? Deci așa am făcut, că aici sunt mai multe lei. Și acum o radieră, acum am emoții, dacă nici acum nu sunt poate exact. Renunțăm și facem cea mea. Ricky, Ricky, Noemi, te joci. Te-am prins să mă spun așa. Mă las sigur aici. Hai să vă deci, iar o radieră costă 462 împărțit la 77. Vă spunem că merge. Deci, pot să vă ajut eu? Zim. 77 în 462, nu știu de cât ori merge. Încercăm de... Păi la radiere de cât ori merge? Încercăm de 6 ori. De 6 ori. Eu pardon, de 6 ori. De 6 ori. De 6 ori. 6 ori. 6 ori 7, 42. Am bucur. Gata. Merge. 6 ori 7. 7 ori 6, 42 și cu 4, 46. Da. Am făcut corect calculul. Vedeți că am deci făcut corect. Radiera ne-a ieșit de 6 lei. Cum am calculat. Așa. Și dacă o radieră o știu, mă duc în relația asta care e mai ușoară. Da. Uitați, în asta mă duc. Da, corect. Și zic, un stilou plus 5 ori... Cât costă o radieră? 6. 5 ori 6 egal cu 32. De unde rezultă că un stilou plus 30 egal cu 32. Adică un stilou costă 32 minus 30 2 lei. Am găsit și cu stilou și acum dacă știu stilou știu și radiera. Mă duc într-una din ecuațiile de la început, în care locuiesc pe stilou și pe radieră și o să aflu caietul. Da. Deci o să spun ce? Să-mi terminăm. Un caiet plus 4 ori stilou, plus 8.
că e 4 ori 2, da? Da. 4 ori 2, 8. Plus 8. Plus 9 ori 6, 50. Plus 54, nu? Egal cu 65. Egal cu 65. Acum, imediat. Ia mai facem. Uite-i crude. O facem, da? 65. De unde spunem că un caiet, un caiet, plus 60 și cât vine aici? 62. Da? 54 și cu 8. Cât face? 62 egal cu 65. Atunci, un caiet costă 65 minus 62, 3 lei. Da? 3 lei. Și totul este rezolvat. Că de știu ce trebuie să spune. Ai venit să... Vreau, bună seara, bine ați venit. Haideți să vă arăt și ce mi-au făcut. Proful, prezentați la mine. Eu asta am făcut-o la proful. Da. Ți-ai făcut-o la proful? Da, chiar mi-au făcut-o. Mi-au făcut-o în sensul adevărat. Mi-au propus o problemă. Că nu merg mai mult, îmi place mie. Un caiet, 4 stilouri și 9 radiere, costă atât. 9 caiete, 5 stilouri și 3 radiere, costă atât. Și 2 caiete, 6 stilouri și 8 radiere, egal cu 66 de lei. Foarte tare problema. O zis, acum cu 2 am făcut. Dar cu 3 se poate? Și m-a făcut-o. Eu am făcut cu 5. Ai făcut cu 5? Da, da, aici. Da, da, da. Hai, dar nu se da. Deci, este spectaculos cum putem să rezolvăm, plecând la problema de ieri. Exact. Două caiete și trei creioane și nu știu ce. Ei au avansat și m-au pus acum într-o situație foarte dificilă. Foarte dificilă. Și cu greu am rezolvat-o. Ai văzut mai nimic? Acum pe mea. Ia să văd pe ta. 4 caiete plus 3 radiere plus 4 stilouri plus 9... O secundă, numai hai să o scriem, că e chiar, bănesc, e chiar frumoasă. Un copil, un problem și-l prova copii, domnul profesor. Da, 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 mă pun în purcături și au satisfacția asta să vadă dacă mă descurc. Au descoperit cum se formulează problemele acestea. Își formează dinainte, iau prețurile și ei îți fac și că mă rezolvă. Te rog, cine? 4 caiete. 4 caiete. Plus 3 radiere. 3 radiere. Plus 4 stilouri. 4 stilouri. Plus 9 pe pixuri. 9 pixuri. Plus 1 penar. Plus 1 penar. Egal 63 lei. 63 de lei. 3 caiete. 3 caiete. Plus 9 pixuri. 9 pixuri. Plus 1 stilou. Plus 1 stilou. Plus 3 radiere. Plus 3 radiere. Plus 3 penare. 3 penare. Egal 76 lei. 76 lei. 2 caiete. 2 caiete. Plus 2 stilouri. Da. Plus 3 pixuri. 3 pixuri. Un penar. Un penar. Și o radieră. Și una radieră. Egal 29 lei. 29 lei. Un caiet. Un caiet. 7 stilouri. 7 stilouri. Un ce era? Dar nu le-a pus în ordine. Care au pus în ordine? Ce era răul? Radiere. Radiere, da. Era la 3 radiere. Da. Și la ultima, la 4? La 4, dacă sunt ai 5. Da, da, da. Deci una radiere. Da, am 5, am 5. Deci ai spus așa... Plus una radiere. Una radiere. 3 pixuri. 3 pixuri. 2 penare. 2 penare. Egal 41 lei, da. 41 lei. Și ultima, 7 creioane, 2 radiere, 4 pixuri, 2 penare, 1 stilou. Egal cu? Egal cu 55 lei. 55 lei. Și în sfârșit... Da, nu le-a pus în ordine. Da, ca să ne amețească. Da. Deci au făcut toată chestia asta. Am făcut cu cifre mari ca și mine. A făcut cu cifre foarte. Da. Trebuie să le așezăm noi de acum. Cu ce de o parte, cu ieră de o parte, ies de o parte. Penar și cu pixuri
Nu știu, mă încurc acum, același pân. Eu am scris P-N, pen. Pen și P-N. Eu la pân. Asta le faceți voi. Cert este că problema asta vreau să o faceți acasă, să vedeți cum se poate rezolva. Da, mersi. Nu, rezolvată. Rezolvată, așa. Dar puteți să o faceți cu clasa a șasea. Nu. Din inimă îți mulțumesc. La revedere, dragilor. La revedere, închid. Da. La revedere.